Producătorii agricoli din Budești, Drăgășani și Drăgoiești au adus pe tarabe roșiile românești. Aceștia susțin că prețurile sunt pentru toate buzunarele, însă se plâng de puțini clienți. Agricultorii au depus și în acest an cereri pentru programul Tomata pentru subvenționarea culturilor de legume în spații protejate. Aceștia susțin că în mare parte banii se duc pe semințe și tratamente, însă sprijinul este binevenit. De unde sunteți? De la Drăgășani, Zlătărei. Au apărut primele roșii românești? Da, au apărut. Cam care este prețul? Care se vede? 10 lei, 12, cum sunt de frumoase. Câte solarii aveți? 50 de arii. 6 solarii. Și cu centrale. Ați încercat să accesați fonduri de la APIA, programul Tomata? Da. Da. Anul trecut? Da. Cât ați primit? Sincer, nu știu. Ați depus și pentru anul acesta cerere? Da. Da, am accesat mereu fondurile. Cum vă ajută aceste fonduri? Ce și ce, știți? Mai ne ajută la semințe, la că trebuie mult pământ, s-a depus plante, semințe și substanțe de orice. E bun. Din ce zonă sunt? Drăgoiești. Din Drăgășani. Cam de când au apărut? De când sunt pe tarabe? E o săptămână. Cam de o săptămână. Nu. Nu. Piața e compromisă de mulți ani. Dar asta e. Noi venim. Ne facem datoria. Nu. Că nu avem atât de multe ca să ne dea. Și oricum, pe ăștia mici nu prea ne ajută nimeni. Câte sere aveți? Păi am un solar mare de 25x6 și unul... De unde sunteți? De la Budești. Au apărut primele roșii românești? Primele roșioare, da. Cam ce prețuri, între ce prețuri variază? Că sunt accesibile, 10 lei, 12 lei, în momentul de față eu zic că sunt prețuri accesibile pentru toată lumea. Cam câte solarii aveți? Avem 3 solarii, plantăm începând de la ceapă verde ridichi până la roșii, vinete, castraveți, dovlecei, deci toate legumele de sezon. Ați accesat ceva fonduri de la programul Tomat? Suntem producători mai mici, deci nu. Pe lângă legumele din județul nostru, pe tarabe găsim și roșii din județul Olt, care s-au copt mai devreme anul acesta. Roșiile sunt de la Izbice, da, de la Corabia, e marfă românească, castraveții sunt de la Galați, căpșunile sunt de la Drăgășan, de la producători, și fasulica verde tot de la Galați. Păi, este marfă românească, au început să mai vină și clienții, prețurile sunt acceptabile. Și așteptăm cu mare drag, sunt prețurile bune tot ca în târg. Cam între ce prețuri variază? Roșiile? Păi sunt de la 8 lei la 10 lei, maxim 12 lei, cele mai scumpe. Castraveții 10 lei, că a fost timpul mai urâțel și s-au mai scumpit. Dacă era timpul mai cald, se mai ieftineau. Căpșunile au preț bun, recoltă bună anul ăsta, marfă românească bună. Ați accesat ceva fonduri de la APIA? Nu, noi suntem firme, nu. Noi avem prețurile tot ca la ei, ca la producători. Deci nu avem prețurile foarte mari. De unde provin roșiile? De unde sunt? De la Vale, de la Caracal. Cum merge vânzarea? Slăbuți. N-au oamenii bani. Ați accesat fonduri de la APIA, prin programul Tomata? Cam cât? Păi, deocamdată n-am primit. Pe anul trecut nu ați primit? Pe anul trecut, da. Cât ați primit? 1500 de euro. Ce suprafață aveți? Peste 1000 de metri pătrați. Spații protejate la solar. Câte solari? 4. Anul acesta, 150 de producători agricoli din județul Vâlcea au depus cereri pentru programul Tomata. Fermierii vor primi 1500 de euro pentru suprafețele cultivate cu roșii. Pe 10 mai s-a încheiat campania de punere a cererilor pentru tomate. Până la aceasta au depus 150 de producători agricoli care au fost și verificați, îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Așteptăm acum, din cauza vremii, să zic așa, s-a cam amânat puțin ieșirea producătorilor cu tomate în piață. Care este suma care va fi primită? Anul acesta vor primi fiecare 1500 de euro. Urmând să vedem dacă la toamnă va fi, să zicem așa, un al doilea ciclu sau nu. Deocamdată, cei 1500 de euro va primi fiecare din cei 150 de producători care au depus la noi cererile pentru a fi eligibili.
Sunt mai mulți decât anul trecut? În media cam așa sunt. Ciclu 1, 120-130, ciclu 2, la fel. Cei care depun și pe ciclu 1, depun și pe ciclu 2. Nu avem, adică nu este o diferență între un an, de la un an la altul. Sunt aceiași care depun an de an, aceiași care au solarii și sere, deci nu avem, să zicem așa, creșteri spectaculoase sau să fie mai puțin. Nu. La noi sunt constanți.